Da, băi, e bine, băi, e bine. Frumos, surpriză, surpriză cu da. Piesa asta. Da, îți place piesa? Îmi place piesa, mi-a plăcut apariția. Am avut-o cu Miță, cu da. Bere gratis la sala super talentat, Mihai. Mersi mult. Ah. Pardon. Da. Super talentați băieți ăștia, am vrut să zic. Fii atent, înainte de a vorbi despre povestea asta cu COVID-ul, am câțiva invitați care vin pe canapea și îți dau cuvântul meu de onoare, că am impresia că timpul nu trece peste ei. Tu ești unul dintre ei. Dacă mă uit la pozele de acum 10 ani cu tine, ești identic. Mulțumesc. O altă persoană este Pavel Stratan. Dacă te uiți la pozele de acum 10 ani cu el, identic, neschimbat. Fetița lui s-a mai schimbat. Fetița, da, de vorbeam de el. Așa. Așa, Alexandra Dinu. Bă, pe cuvânt, deci neschimbată. Deci persoane peste care am impresia că nu trece timp. Ori faceți voi ceva, or o să-ți rămâne... povestesc după emisie. A, deci există ceva, da? Da, da, deci faceți. Există un secret. Perfect. Aici, da, da. Și tu ai făcut și COVID, da, da. Băi, nu e de rest. Acum, nu e de rest, dar am vrut să privim mai relaxat da, din toată bineînțeles, povestea asta. Bineînțeles, nici n-aș vrea să transform într-o telenovelă tot episodul ăsta. A fost o experiență, nu neapărat vreau să povestesc care a fost experiența proprie, dar aș vrea să atrag atenția asupra unor fenomene deja de care nu avem nevoie în această perioadă. Îți dai seama că acum sunt oameni care zic, se uită la Virgil Ianțu care vine și spune vreau să atrag atenția, să vorbesc despre COVID și zic bine, mă, câți nu, bani vreau să dat? Vorbesc despre oameni. Despre oameni. Hai să vorbim despre oameni. Dar stai oameni. Un pic despre COVID. Zic, ai stat internat? Nu am stat internat, din fericire am luat o formă mai ușoară și totuși am trecut prin momente nu foarte plăcute. Ți-ai pierdut mirosul, dar, gustul? Da, asta clar, da, s-a întâmplat asta, stare, mă rog, stare, vreo 3-4 zile, o stare foarte neplăcută, dar acum sunt bine, 2 săptămâni izolați în casă și... Te-ai panicat când ai aflat că ești pozitiv? Nu m-am panicat, am zis, băi, e o situație prin care trebuie să trec, ce fac în momentul ăsta? Bineînțeles, am aflat, m-am dus la investigații și am stat lipit de casă și vreau să zic că mie îmi face plăcere să stau acasă. Întotdeauna nu ți-au fost când afectați au fost restricții, pentru că am văzut foarte multe persoane după ce au avut COVID, au plămânii afectați. Sub 10%, așa arată investigațiile, n-am avut nevoie de tratament. Dar aceste 2 săptămâni nu au fost un calvar. Aud și că masca este o problemă dacă o porți, aud că e un calvar să stai în casă izolat, aud că... cred că ar trebui să ne gândim la preț și cred că ar trebui să ne uităm în jur, băi, ce avem? Ne gândim doar la lucrurile pe care nu le avem, la restricții. Exact. După mine, restricțiile sunt mult prea mici, după mine, amenzile nu se aplică și sunt mult prea mici. Și de asta răspândirea va fi tot mai mare. Responsabilitatea oamenilor iar este una... Fii sincer cu mine, restricțiile sunt prea mici, amenzile sunt prea mici, gândirea asta o vei și înainte să fii depistat pozitiv? Eu cred că noi avem amenzi. Adică nu te-a schimbat povestea nu. Asta? Poporul german de care tot vorbim, sau elvețian, sau de care vreți voi, nu a început să respecte regulile că așa a avut el în sânge treaba asta. Nu. Amenzi mari care ustură foarte tare și o să vină mulți să zică la salariile noastre. Tocmai dacă nu vrei să ți se ia 10 salarii într-o fracțiune de secundă, respectă regulile. Respectă-i pe ceilalți, poartă mască în cazul de față, în situația de față. Nu avem altceva ce tu să de facem. Unde ai luat? Nu am de unde să știu și este un alt subiect. Este... irelevant de unde am luat. Nu, mă gândesc că poate pentru că... știi că te-ai dus într-un loc în care nu, era foarte multă aglomerație. Eu am fost foarte atent. Nu-mi dau seama. Soția, ideea fica e că, ta? Nu. Fata mea a luat. Ne-am testat și am fost pozitivi amândoi. Din păcate, referitor la ce spui tu, de unde am luat, din păcate, ea a fost, din fericire, ea a fost responsabilă și a fost prima, la vremea respectivă, care a anunțat școala, măi, oameni buni, sunt Iasmina, am COVID. Primele reacții ale unor părinți din școală au fost să o acuze că din cauza ei se va închide școala. Asta au fost primele reacții și aici părinții ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte să facă acest lucru. Una părinții la mână, povara acestui virus, când un copil știe care are acest virus, deja este o povară foarte mare, psihologic, este apăsat și pot avea niște reacții neplăcute. Da.
Pe lângă asta... Descurajează și pe alții care au, pentru că dacă văd reacțiile acestea care vin din partea părinților, zic, bă, păi nu spun, mă, că mă fac nu de spun, râs. Dar nu e nicio vină a nimănui. Asta păi am încercat să explic și Iasminei. Nu e vină a nimănui. Nu, noi am inventat virusul. Ai o vină când știi că ai virus, ești pozitiv și nu te păzești. Sau ai simptome și nu te testezi. Încă mai primesc mesaje. Ai primit mesaje care... că ți-ai luat bani? Mesaje că am luat bani, că mint, că manipulez și așa mai departe. Ieri este Irina Loghi ne-a spus același lucru. Andreea Raicu ne-a spus același lucru când este mama ei a fost depistată pozitiv. Să văd că Marcel Pavel mi-a luat aminte prima dată, la fel. Andreea Esca, la fel, știi? Și e foarte trist că văd oameni care gândesc așa. Încă există oameni care gândesc așa. Și sunt mulți. Și sunt mulți. Eu am fost norocos că am avut o formă ușoară. Dar uite, Angela, o membră a familiei, este încă în spital de 2 săptămâni. A avut nevoie de oxigen. Oamenii mor zilnic și nu puțini. Ei tot banii au primit? Adică aș vrea, e deja un subiect ridicol. Deja este penibil să ne mai gândim la așa te-a ceva. Te-a deranjat când vedeai că erau oameni din paginile de Facebook? Pe mine nu m-a atins. Hai, Virgil, și tu acum. Pe mine vorbele neadevărate nu mă ating. Ce știu că nu sunt, nu mă afectează. Afectează. Dar mă întristează să văd că există o asemenea gândire. Mă întristează foarte tare și... hai să zicem că la început eram toți dezorientați, nu știam, bă, e, nu e, China, America, planuri, teorii ale conspirației. Bă, da, nu mai suntem acolo, suntem mult prea departe. La început poate nu știam pe nimeni care are COVID, acum din ce în ce am început toți să știm că eu un apropiat... Eu sigur cunosc pe cineva care exact, a avut. Exact, sigur am început toți să cunoaștem pe cineva care a avut sau are, din păcate. Astăzi peste 4.000 de cazuri. Se pare că aceste cazuri sunt în creștere și o să vedem ce o să se întâmple. Și aș mai atrage atenția asupra unui fapt. Ăsta e și motivul pentru care am acceptat să vin la voi. Încă o dată, cum mi-a zis un prieten Vasilescu, băi, să nu transform în cancan toată treaba asta. Nu, nu fac treaba asta, nu sunt genul, niciodată n-am fost genul. Dar vreau să atrag atenția, inclusiv presei. E, și datoria ta la urma ai văzut urmei, și tu titluri publică. În presă, trusturi, am zis și în postarea mea, trusturi de presă, mai... televiziuni cu pagini cu site-uri, care nu o să dau nume, că nu e frumos în cazul de față, care au pus titlurile respective. Ianțu recunoaște că a luat bani. Ianțu spune ce sumă. Astea sunt titlurile, după care se povestește exact realitatea. Stai un pic, realitatea. Că totul a plecat de la un comentariu, probabil, pe care l-ai dat tu unui om pe online, care te-a întrebat, Virgil Ianțu, câți bani ai luat? Exact. Iar răspunsul tău a fost, ironic, 60 de lei. Probabil, da, nu știu. Da, mi-a venit atunci o sumă. 60 de lei. Iar ziarele au preluat titlurile, Ianțu recunoaște că a luat bani. Automat cine nu mă citește mai departe, nu face altceva decât să creadă, da, uite, a luat bani. Mai ăsta. E astăzi nevoie de manipulare, în sensul ăsta? Adică mie mi se pare... nu știu cum să ce cuvânt să o folosesc, dar cred, am văzut ziare pe care le credeam serioase. Că astea de cancan, ok, ăsta e stilul. Și așa acolo, pe subiectul ăsta aș fi mai rezervat. Dar ziare și publicații serioase am văzut făcând asta și trusturi pe care le credeam serioase. Eu aș fi mai atent la sau poate la și aici pe internet titluri. Ar fi senzațional să existe o legislație. Dar nu există pentru TV și noi vorbim de online. Stai, până ajungem la online și pe... Da. E drum ți se pare că avem CNA? De multe ori, da, poate uneori. De multe ori, da, când nu e cazul, da. Noi am avut, adică. Voi ați avut, da. Pentru noi a funcționat, adică, crede-mă. Noi l-am simțit pe propria piele de câteva ori. Bun, care ar fi un mesaj așa pe care tu l-ai transmite celor care se uită la noi? Pentru că mie mi se pare important și asta spuneam, că poate și datoria ta, ești persoană publică, ești o persoană respectată, ești un om de televiziune, care, exact cum ai spus tu, până acum nu te-ai jucat cu cancanuri, nu te-ai jucat, n-ai fost în lumea asta, întotdeauna ai fost privit ca un om echilibrat, un om cu picioarele pe pământ, Virgil Ianțu, și presupun că ești de datoria ta să spui oamenilor, știi, oameni buni, atenție! În primul rând ar trebui să se informeze și să nu se lase dezinformați. Să nu se lase manipulați, cred că ăla e prim planul meu, de fake news-uri. Nu aș vrea să dau un procent, dar e un procent foarte mare de știri false
care apar în online, care apar peste tot, în presă, cum și cum spuneam și mai devreme. Apar share-uite pe pagini de Facebook, să... unde foarte mulți dintre abonați, adică părinții noștri, bunici, poate acum și-au făcut pagini de Facebook și de mult automat când văd câte o știre, o cred, adică nici nu mai imediat deschid opri, articolul. Nici nu, da, nici nu mai deschid. Văd titlul, exact ce vorbeam mai devreme. La ziar, bă, eu, inclusiv în grupuri de prieteni, știi că există grupuri, nu știu ce, se postează în permanență, ba de Trump, ba de Solzhenitsyn, în Dumnezeu să-l ierte, zi de Putin, ba de, nu știu de ce mi-a venit Solzhenitsyn acum, ba de știri de tot felul, că ei s-a inventat vaccinul, nu s-a inventat, nu deschid asemenea știri. Am răbdare, cred că trebuie să avem răbdare, trebuie să ne păzim în continuu, să vă spun, folosiți masca, folosiți mama lui de dezinfectant, atâta e. Dați-vă pe mânuțe și când veniți la măruță și când plecați de el, că nu știți. Cât e al tău? Când urc în taxi. Cât e dezinfectantul tău? Da, bă, dar te-ai ferit și tot te-a luat. Hai să ne măsurăm în dezinfectanți. În asta, cred că ești avantajat. De asta, adică, băi, nu, perfect, exact. Hai să ne dezinfectăm împreună. Exact. Băi, dar, la un moment dat am căpătat un tic, îți dau cuvântul meu de onoare, în absolut orice magazin merg. Oriunde văd un bidon de ăsta, de fiecare dată simt nevoia la 3-4-5 minute să mă dau pe mâini. Tu trebuie să știi, eu sunt cel mai safe de aici. Adică am anticorpi, am sunt cel mai nu pot să dau, nu pot să iau, deci ne putem pupa și pe gură dacă doar pentru o perioadă mai scurtă. Ce, să ne pupăm pe gură? Nu. De 6 luni anticorpii ăștia am înțeles că au putere să se protejeze. Nu știm cel puțin ăsta tot. Eu mă voi ferii la fel. Te vei feri la fel, în mod exagerat. Ți-a fost teamă pentru fica ta? Pentru... mi-e teamă pentru oricine. Mi-e teamă pentru bunici, pentru oameni cu afecțiuni. Am, din nefericire, cunoștințe. Am un prieten în Japonia, la care am fost anul trecut, și fratele lui, Camil Marinescu, care stătea tot în Japonia, dirijor, a venit în România pentru o perioadă scurtă și a luat COVID și a murit. Avea diabet și s-a întâmplat lucrul ăsta sub ochii noștri. Da. Câți ani era? 53. Un om tânăr. Un om tânăr, dacă ziceai altceva, eu acum așa fac 50. De asta zic, un om tânăr. Un om tânăr, Doamne iartă-mă, dar la noi deja la 80, am văzut un documentar sau o știre, la noi la 80 de ani oamenii sunt considerați gata, la 80 ce vrei. Și alții merg pe bicicletă la 80 de ani în alte țări. Și aici cred că trebuie să avem mare grijă de sănătate, aveți mare grijă de forma pe care o aveți fizică, este foarte importantă. Și vă rog eu mult, uitați de povestea cu mințitul și cu manipulatul și cu luat bani. Vă rog din suflet, este foarte periculos acest virus, poate pentru unii mai puțin, poate pentru unii deloc, dar șansele să fie foarte periculos pentru unii poate mai în vârstă, poate unii cu afecțiuni, diabet, nu-i vina nimănui dacă are diabet. Poate unii sunt supraponderali, tot fără nicio vină. Și virusul îi poate nenoroci pe viață sau poate, cine știe, îi face să dispară pentru totdeauna. Ferească Dumnezeu, dar încă o dată vin cu mesajele astea chiar pozitive, dar și de încredere că suntem oameni aici care încercăm să, din fericire, avem o voce care se aude și o să-mi fac întotdeauna datoria, dacă tot am căpătat statutul ăsta, și aici mai e o discuție, dacă avem timp, dacă nu, altă dată, dacă tot am căpătat statutul ăsta de persoană publică, adun pe colegii mei și sfătuiesc să facă ceva cu acest statut și să ducă mai departe mesaje sănătoase pentru societate. Pentru că, practic, nu facem altceva decât să-i protejăm și pe cei din jurul nostru dacă noi suntem siguri că nu pățim nimic sau că nu ni se poate întâmpla nimic. Îți mulțumesc mult de tot. Eu vă mulțumesc, să fim sănătoși. Când vi se ne dai rețeta asta de tinerețe fără bătrânețe? 50 de ani faci? Da, în februarie, da. 50 de ani? Deci mă îndrept spre 60 acum, pot să zici așa. Bun, dar sincer, când pragul ăla de 50 cum e? Nu știu. Cred că o să fie mișto. Serios, eu m-am simțit bine și la 40 și la 40. Oameni buni, astăzi la jubileu l-avem alături de noi pe Virgilian. Hai, sictire! Mulțumim mult de tot! Virgilianț, un om senzațional, oameni buni, căutați-l, urmăriți-l. Apropo, emisiunea, cum merge? Merge bine, Câștigă România, e filmată, e safe. Perfect! Mersi. Am fost la Câștigă România, la TVR, acolo la Virgilianțu, și un format foarte fain și foarte mișto, și el este un super băiat.